Din nou în direct, doamnelor și domnilor, deși avea planuri mari să revină în politică, Liviu Dragnea s-a apucat de gătit. Fostul șef al PSD a dat discursurile politice pe trucuri și rețete de gătit și își învață fanii cum să prepare mâncăruri sănătoase și delicioase, spune el. Puțin care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea și vreau să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și, foarte important, rețete sănătoase. Astăzi o să vă prezint o rețetă de mâncare foarte simplă, dar foarte bună, de fasole galbenă păstăi, celelalte ingrediente roșii în bulion din curte, dafin și piper, cimbru, ceapă, morcovi, ardei gras, o jumătate de ardei capia, cățel de usturoi, doar unul, și o să vă explic și de ce, și niște castraveci ureac. De ce? Pentru că folosiți într-o cantitate optimă, fac mâncarea puțin acrișoară, că să ne placă, și, bineînțeles, ulei. Eu folosesc doar ulei de măsline. Am tot citit în ultimii ani de zile despre așa zisa toxicitate a folosirii uleiului de măsline la prăjit. Nu e adevărat. Într-adevăr, uleiul extra virgin are temperatura de ardere mai joasă, dar eu vă spun că am fost, ca și dumneavoastră, mulți în Grecia și nu folosesc decât ulei de măsline. Să aburim puțin câteva minute, după care o să punem roșiile în bulion. Repet, sunt roșii din curte, puse la borcan. Acum, proba finală. Încercăm să vedem dacă e făcută, ca să o putem servi.